Poeta Florentina Niță, din Roma, rezidentă în Italia, a revenit în țară și anul acesta pentru a-și lansa cel de-al patrulea volum de poezie, intitulat Zidiri de Cuvânt, care a văzut lumina tiparului la editura bucureșteană Vivaldi. Redactorul Roman 24 a fost invitat special de autoare pentru a vorbi de lunga colaborare pe care au avut-o în ale gazetăriei în perioada 1991-2000. Despre cartea Florentinei Niță a vorbit în primul rând editorul. Editura Vivaldi vă prezintă astăzi cartea Zidiri de Cuvânt, aparținând poetei Florentina Niță, aflată la al patrulea volum de poezie. În prezent, Florentina Niță trăiește în Italia, unde participă intens la viața comunității românești din Milano. Menționez că în 2013 autoarea a primit premiul de excelență în poezie la Gala Premiilor România TV de la Roma. Țin să amintim faptul că cele trei volume se numesc Aripi de Gând, apariție 2011, Poezii dintr-un ierbar, 2012, și Sonete și fum, 2014. 2015, bineînțeles, Zidiri de Cuvânt. Poeziile Florentinei Niță exprimă sentimente sincere, izvorâte dintr-o multitudine de trăiri, din dorința de confesiune, dar și din incertitudini chinuitoare. Reputatul critic literal Valeriu Răpeanu, care a semnat și prefața volumului, a pomenit despre certa valoare literară a poeziei Florentinei Niță. În urmă cu câteva luni, editura Vivaldi mi-a încredințat un manuscris să văd dacă pot face o prefață, un cuvânt înainte. Am citit manuscrisul, a doua zi am răspuns afirmativ și prefața se află imprimată aici, în cuvânt înainte, în care spuneam că poezia doamnei Florentina Niță se axează pe două coordonate, mărturisirea și întrebarea. De fapt, acestea sunt, după părerea mea, caracteristicile poeziei adevărate. Te mărturisești ca poet, te mărturisești ca om în versurile tale, îți mărturisești suferințele, bucuriile, trăirile. Și te întrebi. Un poet care nu se întreabă înseamnă că este un simplu versificator. Despre colaborarea cu autoarea și-a amintit și redactorul postului de televiziune Roman 24, prezent și la lansarea celui de-al patrulea volum. Sincer să fiu, eu nu venisem nici din calitate de prieten și de jurnalist, să fiu alături de Florentina acum când, așa cum am fost de fiecare dată la lansarea volumelor ei. Sunt de-a dreptul emoționată prin faptul că eu de meserie sunt profesor de limbă și literatură română, am predat domnule Răpeanu limba română 40 de ani, am fost profesor de limba română, mi-amintesc din facultate despre criticile dumneavoastră și de-a dreptul sunt emoționată în acest context, dar nu despre mine vreau să vorbesc, despre legătura mea cu Florentina. Am lucrat cu Florentina în perioada 1991-2000, eu ca și director al unui hebdomadar numit Gazeta de Roman, în care ea era redactor șef, eu director, pentru cunoscători, mai ales pentru domnul Europeanu, știu cât de greu este să duci și să faci presă astăzi în România. Autoarea însă și-a făcut mărturisiri despre intimitatea construcției poetice celui de-al patrulea volum intitulat Zidiri de Cuvânt. Mi-a fost greu să aleg dintre numeroasele fotografii artistice ale Dianei și sunt convinsă că noi vom mai colabora în viitor. Avem niște proiecte pe care vrem să le ducem mai departe. Acum despre eu, nefiind prea pricepută în ale oratoriei, nu știu să vorbesc, m-am documentat cum ar trebui să țin un discurs. Și am găsit această definire a unui discurs clar. Clar însemnând concis, logic,
activ, interactiv și relevant, într-un cuvânt clar, cele patru litere. Și nu m-am mulțumit cu asta, am găsit o altă definiție care vorbea despre discursul beton. Asta mi-a plăcut cumva mai mult, pentru că zice că un discurs trebuie să fie întocmit ca o construcție, cu o temelie, deci ideea de bază, cu zidurile care să separe camerele funcționale, un acoperiș care să protejeze locuitorii de intemperii și cu toate mobilele interior care să dea tot confortul. Și atunci m-am gândit într-un fel că și cartea mea este construită pe acest principiu. Este o construcție cu cele trei capitole. O construcție trebuie, ca să fie solidă, trebuie să fie construită din materiale de calitate. Generoasă, poeta ne invită la o cafea pe prisma construcției sale poetice. Încep să mulțumesc, în primul rând, celor care au vorbit atât de frumos, de meritat despre mine. Vreau să mai amintesc că în sală este prezentă autoarea fotografiei de pe copertă, artista fotografă Diana Pasc, care a venit de la Milano special. Merită toate aplauzele, pentru că fotografia este ea însă și o poezie de culoare și lumină. Florentina Niță trăiește în Italia, la Brescia, de 20 de ani, dar revine adesea cu proiecte artistice la manifestările din țară. Este și foarte activă în viața culturală a comunității românești din diaspora. Lansarea de carte s-a finalizat cu o sesiune de autografe acordate de autoare celor peste 30 de spectatori participanți la lansare.